Continuăm jurnalul Agro TV. Pentru refugiații ucrainieni care ajung în România prin vama Isaccea-Tulcea, Agro TV a organizat o caravană pentru ajutoare, la care fermierii au reacționat imediat. Tone de alimente, apă, mii de produse de panificație, obiecte de igienă personală, toate acestea au fost trimise în depozitele din zonă sau încărcate în tiruri care au luat drumul Ucrainei. De remarcat, organizarea perfectă, atât din partea fermierilor cât și a administrațiilor locale, dar și a organizațiilor de ajutoare. Absolut toți cei implicați știau ce au de făcut. Nimeni nu bâșbâia. Fiecare avea locul lui bine stabilit în lanțul de susținere al refugiaților. Această experiență o prezentăm imediat într-un amplu reportaj realizat de colegii mei Marius Milea și Dragoș Endușeschi. Caravana Agro TV a pornit la drum. Prima oprire am făcut-o în Dobrogea, mai precis în localitatea Mihail Cogălnicianu. Înainte de a începe acest material, am cumpărat cele trebuincioase pentru cei care vin în România din Ucraina, pentru refugiați. Lângă mine am un tânăr fermier care s-a implicat și a spus prezent de la primele ore ale dimineții. Vrem să ajutăm refugiații din Ucraina, vecinii noștri, pentru că sunt într-un moment mai greu și trebuie să fim solidari. Când am început această caravană, am zis, haideți să ne oprim pentru prima dată în Mihail Cogălnicianu, te-am contactat și ai spus, da, sunt de acord să ajut oamenii care vin la noi și au nevoie de câte ceva. Sigur, întotdeauna un ajutor e binevenit și îndemn mai departe, din puținul fiecăruia să dea la vecinii noștri ucraineni. Ce simți pentru acei oameni care în aceste momente trec prin clipe grele? Sincer, pentru ei, ca civili, ca cetățeni, e de nedescris. Nu pot nici eu să descriu. Încerc să-i ajut cu ce pot. Sper să treacă cât mai repede. În circuitul nostru spre graniță am ajuns și în localitatea Tulcea, mai precis la depozitul unde se primesc ajutoare. Acest depozit este un hub organizat de Asociația Comunelor în parteneriat Consiliul Județean Prefectura Tulcea. Colaborăm cu absolut toți oamenii de bine și doritorii care vor să ne aducă aceste donații. Vin din toate locurile și plec acolo unde este nevoie. La nivelul acestui depozit noi ne ocupăm de despachetat, triat, ambalat, paletat și dus mai departe către frontieră, către locurile de îmbarcare sau în tiruri către Ucraina. Am reușit să creăm aici o bază, adică o platformă în care să se concentrează diferite ajutoare din întreaga țară și nu numai, datorită faptului că avem contactul direct cu Ambasada Ucrainei la București. Ei redicționează o parte din ajutoare aici ca să poată sau să le completăm, că vin necompletate, sau să luăm o parte din ale noastre și să le transmitem în Ucraina. Первого числа, как мы только услышали, что начали бомбиться соседнее село, мы собрались с детками и приехали сюда через паромную переправу. 1 martie, atunci când a început, când s-a bombardat o localitate din împrejurimea Ismailului, imediat ne-am strâns copii și am plecat la drum și am ajuns aici. Ați lăsat pe cineva în urmă? Tot остался там? Остался папа, родные. A rămas tatăl meu acolo. Двоюродная сестра, ну, все родственники там остались. Verișoară, adică practic cam toți au rămas acolo. Mulți copii ucrainieni au ajuns în România. Care este soarta lor? Toate instituțiile au conlucrat astfel încât acești copii să ajungă să fie cazați, să ajungă să li se ofere o masă, începând de la prefectură, de la ISU, de la Direcția Protecției Copilului, de la Ministerul Familiei, Tineretului și Copilului. Toate au conlucrat astfel încât acești copii să fie cazați, să li se dea o masă. Chiar acum venim de la liceu alimentar, unde sunt 27 de copii, copii de liceu, adolescenți, le-am înregistrat nevoile și am venit repede să pregătim strictul necesar, însemnând produse de igienă, produse alimentare și tot ce
de ce ar avea nevoie măcar pentru o săptămână. Ei vin pe perioadă nedeterminată, nu știu cât va ține această situație, dar în primul rând le vedem panica din ochi și atunci încercăm. Numai faptul că mergem acolo și vorbim cu ei, ei se simt deja mai în siguranță. Sunt lucruri extraordinar de multe de povestit. Oameni implicați, oameni care nu dorm, instituții care și-au făcut datoria aici la noi, la Tulcea, și vreau să scot în relief activitatea prefecturii și a IGSU, a tuturor structurilor, jandarmi, poliție, absolut toate structurile care sunt implicate și au făcut, din punctul meu de vedere, cu brio și au îndeplinit sarcinile. Noi, ca și autorități locale, încercăm, eu cred că și reușim, să trimitem către Ucraina, către zona de sud, în mod special a Ucrainei, și aici mă refer la raionul Izmail și regiunea Odessa. Împreună cu dumneavoastră AgroTV-ul, astăzi chiar o să am rugămintea să ne însoțiți, sau mai exact, ca să fie foarte clar, eu vă trimit către o zonă unde deja avem alte persoane, să însoțiți o mașină cu pâine, aici unde am stabilit că fiecare dintre noi, dumneavoastră pe de-o parte AgroTV-ul, eu ca persoană fizică, am reușit și am strâns această cantitate de pâine, va fi 3.000 de pâini pe care le vom transmite și le vom duce ca astăzi să ajungă în Ucraina, pentru că știm foarte bine că pâinea este un produs perisabil. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, s-a făcut apel să nu se aducă lucruri perisabile, dar constatăm ce? Toată lumea dus de toate, dar acum oamenii nu mai au pâine. Și atunci apare această urgență și necesitate unde trebuie să ne mișcăm foarte rapid de a rezolva și această problemă. Și de aceea eu astăzi am considerat că e mai bine să donăm pâine, unul din produsele care lipsește aproape de tot în această acțiune în momentul de față. Unde va ajunge această pâine? În ce localități? Această pâine va pleca direct către Izmail. Au ajuns și în Vama Isaccea, suntem la punctul de frontieră, deja vedem că foarte mulți refugiați încearcă să ajungă în România, femei și copii. Văd că deja ai venit cu camioanele, sunt pregătite să încarce alimente, nu? Bună ziua, da, într-adevăr, Andrei Ion este numele meu, fermier din localitatea Sălcioara, județul Tulcea. Sunt prezent cu două camioane, le avem deja încărcate pentru a le traversa către Ucraina. Le avem deja încărcate cu produse alimentare neperisabile, produse de igienă corporală, personală, tot ce ține de strictul necesar în astfel de perioade și nu numai în astfel de perioade, cât se poate de urgent să putem să ne folosim de ele. Păstrăm o strânsă legătură cu Asociația Comunelor din județul Tulcea, filiala județului Tulcea. Trebuie să vină și un reprezentant al acestei asociații. Încercăm să dăm o mână de ajutor pe cât posibil, să îi primim cum se cuvine pe martorii dezastrului, dacă putem să spunem așa, și să fim aici trup și suflet. De ce este nevoie de un reprezentant acor la acest punct de trecere? Ce rol joacă el? Fiindcă reprezentantul acor cunoaște toate situațiile din teren referitor la comune. Avem comune care sunt pe malul Dunării, unde au nevoie de transport, fiindcă, după cum știți, circulația pe Dunăre a fost oprită pe brațul Chilia și ținem legătura foarte aproape. Sunt comune care trimit ajutoare și ca să nu ne aglomerăm într-un centru de cel de la Isaccea, atunci le distribuim către centrul central de la Tulcea și aducem exact cât este nevoie. Azi, pâine, mâine conserve, fiecare ce are nevoie, facem un necesar și aducem zilnic exact ceea ce este nevoie pentru frații noștri de peste Dunăre. La Izmail tot împușcă rachetele, alături, nu departe acolo. La Odessa, la Belgorod, Nestrovski, vot. Și de atâta suntem, ne găsim aici. De frică ați plecat? Înțeles, bun înțeles. A mai venit cineva cu dumneavoastră aici? Eu singur. Singur, n-am cunoscut aici, n-am nimic. Știți, bunelul meu spunea, pace și sănătate, acesta e principalul. Știți, și cred că este cuvinte sfinte. Când sperați că vă veți întâlni, vă veți revedea cu soțul? Nu știu.
mare dram, am alăturat și eu caravanei Agro TV. Este necesar fiecare să vină cu ce poate și colegii noștri au fost receptivi și au venit toți. Au avut o distanță mai lungă, mai din apropiere. Important este că fiecare a venit cu ceva și cu siguranță va fi de ajutor pentru acești oameni. Majoritatea sunt copii, mamele lor, și trebuie să îi sprijinim acum, mai ales că vedem afară, este frig, sunt 3 grade aici. Și copiii, dacă Dragoș ar întoarce camera, ar putea să observe, sunt corturile deja amenajate. Unii dintre ei vor fi nevoiți să doarmă în aceste corturi, deci sunt create toate condițiile, dar temperatura este destul de scăzută pentru micuți. Da. Și asta e fața crudă a războiului până la urmă. Mă gândesc că aici e doar un tranzit. Eu am oferit, putem până la urmă caza în jur de 30 de persoane. Am lăsat numărul de telefon aici responsabililor. Dacă va fi nevoie, ușa este deschisă pentru cazare, pentru masă. Pe termen limitat îi putem caza la noi. Foarte mulți fermieri ni s-au alăturat astăzi și Caravana Agro TV a încercat să aducă un strop de bucurie, să spunem, în inimile copiilor și a mamelor care au trecut granița în România pentru a scăpa de război.